Bine ai revenit aici la cea mai bună serie de pe YouTube ăsta, mă, adevărat, mă, bine ai revenit la seria unde îmi pierd aici nervii, am jucat 24 de ore, cum e, how it is possible, așa ceva, bă, deci, nu m-am enervat, frate, te sparți la mie în echipă în fiecare meci, baftă la vizionat, băgați acolo, like-ul neapărat de control, urmăriți aici seria că o să aveți clip în fiecare zi, aproape, sau la 20, sau la 3, baftă. Se face platina pe smart. Coaie, dar uite-te cât de rapid îmi găsește meciul. Eu m-am jucat pe main acum 10 minute la ora asta, pe puțin 10 minute. Nu mă jocă nici dracu la ora asta. Stai să vedem versus ce jucăm. Oare Irelia top sau Irelia mid? E Riven top. Bă, dar Riven... No, Riven în divizia asta e lejer. Ia, e lejer. Știi ceva? Hai să-l bat un Tibarez. E lejer, man, în divizia asta, Riven. Adică Riven e cam counter la Darius, dar în divizia asta rupă. Nu ți se lua de la atâta lol. Mi se e, frate, dar asta este. Continuăm. Dar chiar... Bă, dar Riven mid. No. Poate eu făcut schimb. Asta joacă pa de carry support. Bă, depinde. Poate fi și Riven mid, da. Fai, dar e cam rar Riven mid-ul ăsta. Coaie. What? E ceva aici? Bă, ești mort, frate. Coaie. Păi, îi dau... Nu, frate, nu. Nu, fratelo, nu. Coaie, minioni. Mi-am dat și ghost-ul și flash-ul. Coaie, am dat auto-atacuri greșite. Am dat un auto-atac pe red buff-ul ăla, că era prea gras. Că era... Era pe... Mamă, eu încep fără summon-uri acum pe top. Bine, dar asta ar trebui să ar... Bă, dar ai spar, man! De ce ai venit pe top? Coa, ești distrus! Tu te și tu și dă invade la red buff-ul inamic. Coa, ai văzut pulă cât s-o făcut red buff-ul. Ești distrus, trebuia să ai avantaje pe faza asta. Bă, ești legit distrus, man. Coa, ești legit distrus. Coa, ce... Acum o dat să... Acum o realiza pula asta că e solar red buff. Coaie, tu cred că ești pe altă planetă. Nu cred. Cu cât ai scăpat? Nu cred așa ceva. Bun. Coaie era să scape de două ori cu 2 HP. Coaie, ăsta e pe altă planetă. O dat să la red buff. Pula, puteai să mergi să iei și tu red buff-ul dacă ți-o făcut și e red buff-ul. Ești... Ești bun, man. Deci, basic strategy, bro. El are deja 24 de ore de stream. Da, bă, că toată lumea e Marius. A meu poate acum s-a trezit. Uite, bă, deci el și-o dat red buff. El după 2 minute a realizat că i-a dispărut red buff-ul. M-am bătut. Bă, deci m-am bătut cu ăla. Coaie. Top gap, bro. Top gap, ești mort. Bro, ești mort. Am început fără summon-uri pe top, man. Și te bat. Bă, n-am avut ignite, n-am avut flash. Tu ai avut și... N-am avut ghost, n-am avut flash. Tu ai avut și ignite și flash. Și ți-ai luat bătaie. Pe linia asta. Dar asta cu Kong legit e pedeapsă, mă, ăsta nu joacă. Bă, deci ăsta-i bot, e NPC, man. Eu vă zic de pe acum, e NPC. Uită-te la el. E chiar du, frate, în spațiu. El nu merge la un scuttle. El nu face obiective, el nu-i cu obiectivele. El e bunul samaritan. Îi lasă la fiddlestick. El lasă. Coaie, o realizat după un război întreg că s-o termin... Că o făcut inamicul ăsta. Doamne, ferește, mă, deci nu... Bă, deci nu-i real, mă, așa ceva, mă. S-o luat ăla cu fiddlestick fără rușine.
Cu aia era 2 HP și o trei să-și de bază, aveai nu știu cât avantaj, mă, față de el. Dacă aveai 2 IQ, mereai în jungla inamică, făceai treabă, man. Dar te joci la mișto. Nu, că ora asta e cea mai blestemată să te joci, mă. Bă, dar așa de pe junglă, nu știu, frate, eu chiar consider acum, după ce văd jucătorii ăștia de platină cu aia cum joacă, pula, eu chiar aș putea să le dau coach. Eu ziceam că nu sunt coach bun până acum. Cu aia vă învăț în pula, ce e atât de greu? Ți-o dat invade la red buff? Ai văzut două minute cu aia. Că ți-o dat invade la red buff, că era 2 HP, că o trebuie să-și de bază. Mergi și-ți faci red buff-ul. Inamic. Nu, te duci pe top, folosești arta, frate. Ce îi zici la om? Ăsta e coach-ul, folosești arta. A mea, o dat ping. Ce faci, mă, acolo? Aveai smite-ul. Folosește smite-ul pe dragon, că era 600 HP. Folosești smite-ul ca să iei dragonul. Man, NPC în junglă. Salut, frate. Ți-ai dat ultimată plus ignite. Chiar s-o meritat, sincer. Da, jungle deep. Jungle deep, man. Legi jungle deep, bro. O făcut dragonul, cu aia. S-o dat outfarm. Bă, deci basic IQ de League of Legends aici, man. S-o făcut red buff-ul, dai SS. Bă, eu nu mă uit pe hartă după 15 ore de stream, dar tot văd în 2 minute că mi-o luat red buff-ul. Bă, deci eu trebuie să mă uit, mă, pe ăsta, jucătorul ăsta, că nu-i real așa ceva, mă. Bă, deci niște jungle ce le nimeresc. Eu nu știu, frate, astea junglele, fii atent, ăsta-i main de junglă în platină 4. Mă întreabă lumea cum faci platină ca junglă, ca din astea. Te uiți pe hartă, frate. Că ăsta nu se uită pe hartă. Dacă tu te uiți pe hartă în timp de 2 minute, că ăsta timp de 2 minute nu se uită pe hartă, bum! Ești mai bun decât ăsta. Legit, ești better. Bum, gata. Doar trebuie să te uiți pe hartă, ce se întâmplă. Și, a, ok, mi-o luat red buff-ul, Fiddlestick are 2 HP. Poate că ar trebui să mă duc să iau și eu red buff-ul și să... Da, dar eu mă joc 1v1000. I-am dat dos la abilitate. Da, frate, am început fără smite. Vă, deci 1v2 mă joc pe linia asta, man. A meu, NPC. Meanwhile. NPC, bro. Farmăm. N-are treabă. Următorul camp. Nu contează. Fii atent cu aia. Poate să fie Fiddle. Ce zicem? Nu fă Fiddle, o fă Riven. NPC pulă. Ăsta e campul. După merem la campul următor. NPC cu aia. Bă, frate, am venit să te ajut. De ce te dai în spate? Intră, bro! E spăriet! De ce e spăriet? NPC, numărul 2 NPC. Mă joc 1v2 pe top, asta este. S-o las. Nu, smite-ul nu se dă, cum nu s-o dat la dragon. Man, legit în platină să jucam mai ok mai demult. Da, bă, nu-i real, frate, cât e slab jucătorii. Cu aia, dar NPC pe junglă. Cola biceps. N-am văzut o junglă mai NPC. Cu aia, dar e legit NPC, frate. Ăsta e campul meu, ăsta e campul următor. Vine inamicul, nu vine inamicul. Cu aia are pet de bot. Pule, eu vă arăt scriptul. Bă, vă arăt scriptul după meci. La ăsta cu Wukong, cum joacă. Că are același pattern, pulă. Zici că e NPC, man. Fii atent, următorul camp e ăsta, își dă bază și face astea două. A, o făcut Heraldu. Văd că avem un script mai special de data asta. Ăsta nu joacă în funcție de ce se întâmplă meci. Ăsta joacă după un set de reguli. Ca boții, ca... Legii ca boții, ca NPC. Ce să fac, stop laner. De vin să vă ajut, ne-am pierdut tureta. Varus cu Prowler. Ah. Aha. Aha.
Deci... Aha. Deci... Avem nevoie... Bulă. Aoleu. Dă-ți dash-ul, frate, ni. That's FF, man. That's FF, go next. Bă, ce faci, mă? Bă, tu treci de videoclipul ăsta fără să ai subscribe, bă! Bă, 60% din... Bă, da subscribe... Bă, da subscribe, mă! Cu aia, i-ai dat, bă, Albert Schmecker-ul flame la macabru, dar uite-te la asta. Platină încă, nu-i bronz. Prowler's Claw. Varus. Capul meu. Bă, dar uite-te, bro. Alt NPC. O veni pe linie, mă bat cu inamicul. A murit, asta este. Man, platină, jucați. Doamne, man, credeam că în Diamond să joacă invers. Ce faci, frate? Ce vrei să faci pe top? Ce vrei, frate, să faci aici? Care-i faza? Te-ai pierdut? Fiddlestick broken. Păi bă, dă-ți Prowler's Claw, mă, să intri în ultimate de Fiddlestick, mă, că joci bine, mă, să mor eu dacă nu. Vai de capul tău, man. Vai de capul tău, man, bă, deci... Coaie, să mor eu, de... bă, o echipă mai NPC n-am văzut în viața mea. Un match, bă, deci ăștia, zici că ăștia au jucat 24 de ore League of Legends, n-am jucat eu. Prowler's Claw, pulă, pă. Pă, Varus, dă-ți coaie Prowler's Claw, bă, ești nebun. Coaie, fă-te și tu pe Varus, ca tătomul, că era câștigat meciul. Man, unele persoane pierd la... Cum îl cheamă pe ăsta, mă? Bă, cum îl cheamă pe ăsta, mă? Pe shopkeeper, cum îl chema? Boris? Chiar de în fața lui Boris. Ce face Rivenul ăsta, bă, vericule, mă? Like, bro. What? Semnul întrebării. Semnul întrebării, semnul întrebării. Joacă bine în platină. Man. Mă joc. Paie. Ce-ai făcut, mă? Swain-ule. O, veni Katarina. A spăcălit kill-urile, băieți. Bravo. N-o mai avut nimic și odată pe mie. Felicitări, bă, sunteți buni. Să le dăm diferența. Bă, atâta timp cât nu merg Prowler's Claw, Varus și nu joci ca un NPC ca un Kongu ăsta. Nu știu. Tăți, frate. Bă, ce-mi place de ăsta. Ce-mi place de ăsta, bă, ce-mi place. Ce-mi place. Bă, ce-mi place, mă, de jucătorul ăsta, mă. Ce-mi place, mă, deci te rog, eu nu-l vine, mă. Dă-ți acolo ca de carry, îți dai dash în dinamic. Bă, mă doare capul, bă, am 15 ore de League of Legends la bord în pula mea. M-a făcut ăsta să râd, mă, să mor eu. E clovnul meu, e legit clovnul meu, omul ăsta, mă. Hai de capul meu. Bă, deci nu-i real, frate, așa ceva, bă, deci nu-i real. Hai, frate, folosește Prowler's Claw ăla. Nu știu, man, deci... Nu știu care-i ideea. Că e campion cu care dai poc la distanță, Varus, să-ți iei Prowler's Claw ca să dai dash în dinamic. Hai, frate, dă-ți Prowler's Claw, mă, să mai râd și eu un pic, mă. Hai cu like-urile, bă, băieți, să facem și noi 500 de like-uri. Pentru Prowler's Claw Varus, că joacă bine-a meu, mă. Să mor eu dacă nu. Mamă, fratelo! Fratelo!
Avem și noi echipă meciul ăsta. Tribalauri la inamici. V-am zis cu aia, să vă arăt NPC-ul de nivel înalt. Bă, deci ăsta... Pule, ești... Ești creier, mă. O făcut două kill-uri, bă, să râd. Săracul ăsta, mă. Hai, Varus. Și-o dat Prowlers Claw, mă, la faza asta. Bă, dați FF odată, bă, că sunteți amuzanți. Ești bun, mă, joci bine. N-am ce să fac, frate, când îmi dau full focus inamicii, n-am ce să fac, man. A, e, să mai întâmplă, bro. Asta este. Vie balaurul. Hai, băi, cu fight-ul. Eu știu de pe acum că-i pierdut fight-ul, că n-am cum să-l car. I mean, ăsta moare înainte de... Păi, deci ce-o fă flash-ul ăla, bro? Cu aia e legit NPC-uri la mine în echipă. Dă-ți prol, dă-ți, mă. Dă-ți gheara. Dă-ți gheara, frate. Gheruța. Bagă gheruța, mă. Top game, bro. Hai, hai, băieți. A, trebuie să mă ocup și de Irelia. NPC, NPC, mișcarea la dragon. NPC, NPC-ul nu vrea să facă dragonul când inamicii aproape fac soul-ul. Și ăsta e singurul nostru timp să... Nu, NPC-ul nostru decide să pușeze mid-ul și să facă lupii. Bă, frate, doar dați FF. Mersi. Bun. Hai să facem... Coaie, vii și tu la un obiectiv, bă. Bă, deci ăsta e terminat pe viață, mă. Aleluia, ai venit și tu la primul obiectiv, mă. Doamne, man. Aleluia. Te-ai trezit, bună dimineața. Băieți. Băieți. Obiectivul nu-i să te duci să cei suiești. Bă, dacă câștigăm meciul ăsta, eu nu mai zic nimic. Chiar sunt cel mai bun jucător dacă câștig cu băieții ăștia. Domnul NPC a văzut inamicul, domnul NPC m-a baituit. Domnul Marius Barosu a scăpat. E ambuscada de nu știu câte persoane. Făcută de enemy team. Hai că să câștigă, bă, băieți. Hai, stai cu minte, câine. Stai cu minte. XD. XD. Ce, frate, nu ți-o mers schema. Bun, hai să facem obiectivele că să câștigă. Dă-ți, mă, cum se numește. Ia, frate. Dă-ți, dă-ți, frate, Prowler's Claw-ul tău. Coaie, de ce vă bateți? Eu nu înțeleg ideea asta. De ce trebuie să cei suiți până în baza inamică? Oricum inamicii o să vină aici și o să-i batem la obiectiv. Da, whatever, asta este. O să-ți iei, păi deja... Deja nu mai rezist, bă, băieți. Deja nu mai rezist. Hai, frate, să ne duelăm. Ai borcu, eu zic că mă bați. I-am băgat Armagedonul. Aproape m-a bătut cu 4-12, sincer. Legit chiar era close. Păi, ce faci, man? Ce-o fă play-ul ăsta, frate? Ce-ai încercat? Ne dă... What? Ce scudive-urile astea? E... Să mai arunca meciul odată. Hai, cu ăștia ați blocat 50 de minute, mă, meciul ăsta, mă, să mor eu dacă nu. Analizăm situația. E ok, bă, băieți, e ok. Nu-i problemă. Ba piciorul meciul vostru.
Vreau doar să-l tiert, să nu vă mai văd. Că unul nu jucați bine, unul. Ce faceți, bro? Bă, play-ul ăsta nu-i bun. Coaie, bă, la ăștia trebuie să urli. Man. Bă, deci... Noroc, pulă. Bă, deci play-ul ăsta o fă la bulan. N-o fă la... Știți că trebuie să ne batem cu ei aici, nu? Dacă nu-i batem, am pierdut meciul. Bun, bravo, băieți. Sunteți jucători. Hai, frate, să facem și dragonul ăsta și e numai bun. Am stacat și noi 3 dragon până la urmă. Mulțumiți-mi după meci pentru carry. Vă pup. GG top gap, bă, băieți. GG top gap. Legit GG top gap. Hai, GG veric. GG top gap. GG top gap, bă, băiatule, mă. GG top gap, adevărat, mă. Top gap la cel mai înalt nivel. Hai să ne uităm peste replay. Îl vedem pe ăsta cu Fiddlestick, da? Deci Fiddlestick, pula mea, mă bag cu el. Pana mea, greșeala mea că am dat un auto-atac în plus la red buff. Dar ideea e în felul următor. Pula mea, eu oricum am dat top gap-ul mai încolo chiar dacă n-am avut ghost cu flash. Ideea e că ăsta-i 30 HP. Ți-o lua red buff-ul. Își dă bază la minutul 2 și 10. Man, n-are flash. N-are nimic. Ce faci tu, frate? Faci blue buff-ul, faci grompul și mergi și dai pet înspre red buff-ul tău în loc să mergi la red-ul inamic. Aveai free kill, frate. Ăsta nu mai aveai smite-ul. Uite, și fiți atenți cu aia. Ce-i cel mai amuzant din chestia asta? Că s-a văzut în pula mea că m-am bătut un șucă cu ăsta cu... Uite-te, man. Deci fii atent. Fii atent. Fii atent, pula. Ping. Signals, eu dispărut red buff-ul. Ăsta e surprins, man. Bă, de jucătorul ăsta, gândiți-vă că e surprins, pulă, că eu folosesc red buff-ul. Pulă, jucător de platină, man. Top 2% jucători. Ăsta e surprins după că m-am bătut eu nu știu cât. Ăsta dă SS. Bă, frate, mi-a dispărut red buff-ul. Ăsta e ceva, e genul cu aia. După 2 minute, bună dimineața. Ce se întâmplă? Mi-a fost furat red buff-ul. Pulă, uitați-vă pe hartă. Uitați ping-ul ăsta. Signa, e ceva gen... De-aia dai, unde n-ai bă, o dispărut red buff-ul. Pentru asta o dat ping. Pula mea, continuă. Deci ăsta n-a văzut că eu m-am bătut cu el, că și-o dat flash-ul. O fost 2 HP, și-o dat bază, a avut tot avantajul. El n-a văzut, frate, chestia asta. Jucător de platină nu se uită pe hartă. Timp de 2 minute. Timp de... Și-o pus de aici ward-ul, și-o pus... Pentru ce, frate, ți-ai pus ward-ul? Ce a pus ward-ul ăsta? Bă, băga-mi-aș piciorul în el de ward. Ăsta și-o pus ward-ul. Pă, ăsta-și pune ward-ul ca să ce? Jucător de platină cu aia. Vai de capul tău, bă. Să nu mai zic de ăsta cu Varus că și-o făcut Prowler's Claw. Dar uite că s-o câștiga meciul până la urmă. Nu știu, man, ăsta are petting. O juca ca ultimul NPC, mă. Deci vă arăt. Bot! Bot Wukong, pulă. Bot Wukong. Uite, facem jungla. Aaaa, mi-a dispărut red buff-ul. Pula mea, ne dăm bază. Merem, ne facem jungla. Puteți să-și facă scatul-ul aici. Stăm în bază un pic, mai dormim 10 secunde când n-ai bău fost cu Optix Fast Horror. Facem iară jungla. Următorul camp. Iară nu facem scatul-ul. Că scatul-ul dă-l încolo. Lăsăm la Fiddlestick, că suntem buni samariteni. Ce facem acum? Merem în jungla inamică ca să inspectăm. Pulă, facem un control de rutină, pulă. Uită-te cu aia la el. Acum dă invade. El nu dă invade în early game, el dă acum cu aia. Man, vă rog frumos, gen, o făcut un control de rutină. Hai, go next, nu mai zic nimic, go next.